În acest nou episod din seria noastră de 100 de zile în deșert, vreau să merg în Nether. Bine ați revenit la un nou episod din seria noastră de Minecraft Hardcore 100 de zile în deșert. Episodul anterior uh, rămăsesem dator la voi cu o plecare către partea aceea de acolo unde mai avem de explorat un deș un nu un deșert, Jesus, un un satuc. Un satuc de genul acestuia, doar că în cealaltă parte. Și în acest moment, dacă vă întrebați ce fac, ei bine, îmi caut uh, Camila, care nu știu unde s-a adus. Camila, eu am lăsat-o pe lângă casa mea, dar ea aparent a plecat pe unde s-a dus, și unde a plecat, că nu o mai găsesc. Ok, acolo nu e Camila mea, nici aici nu e. Bro, unde, 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 unde mi-a fugit Camila? E incredibil așa ceva. Gen, a fugit Camila din sat. Nu pot să cred, mă, o să mă duc la poliție și o să le zic că mi-a mi plecat Camila din sat, gen. Oh my god. Bă, nu știu unde s-a dus, gen. E o camilă cu un sedel pe ea, că i-am lăsat eu sedelul. Dar chiar nu știu unde s-a dus. Ok, și asta înseamnă că trebuie să mă duc pe jos până aici sau ce. Bine, nu că ar fi departe, dar totuși. Nu știu unde mi-a dispărut camila. Mă rog, în fine o să o dăm dispărut. Avem și copaci de azalea, aparent. Și foarte multe pisici prin zona asta. Și acolo mai avem o camilă, da. Pentru că e camila din satul ăsta. Că pe a mea cămila a plecat de aici, aparent, de la, de la mine din sat. Avem și oceanul ăsta cald aici cu corali. Mamă, super, super smecher, o să, o să fie o serie foarte, foarte mișto și foarte, foarte interesantă. Ok, avem uh, acest sătuc minunat. Ok, o să iau cam tot ce găsesc și eu pe aici. Apropo, o să știți că m-am făcut full fier, am stat off camera, am bătut mulți, foarte mulți, uh, am bătut foarte mulți iron Golem. și... Dacă i-am bătut, vă dați seama că am obținut fierul lor și dacă tot am obținut fierul lor, m-am făcut și eu full fier și pe acum suntem, suntem bine, suntem ok. O să iau toate paturile pe care le găsesc în satul ăsta. Pentru că am nevoie de paturi. Am nevoie de foarte multe paturi. Uh, în curând o să vreau să batem Drago. Asta e altă piramidă gen. Wow! Două sate cu două piramidi din ele? Băi, ceva e pudră la mijloc. Ceva, ceva nu, 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 nu se leagă în capul meu. Oh my god! Da, vedeți că e bine. E chiar foarte bine. O să vreau, o să am nevoie de cât mai multe paturi pentru că o să vreau să batem dragonul cât de probabil curând, pentru că am nevoie de iteme de diamant cât mai rapid și ăsta este cel mai rapid mod prin care poți obține iteme de diamant în acest joc. Să te duci și să bați dragonul după care explorezi un City și aia a fost. Gen. Dacă aveam un seder cu mine acum, te luam și pe tine, Camila, la satul celălalt, dar nu am, poate găsesc aici jos totuși și dacă găsesc o să iau și cămila asta cu mine. Ok, hai să vedem ce găsim în, în piramida asta, totuși. onest cu voi, o să spargem ăla, luăm de aici toate TNT-urile astea pentru că avem nevoie de ele. Ok, aici găsim niște fier, se dă foarte bun, din nou smithing template-uri de astea care sunt bune, din nou niște fier și oase, oasele astea sunt la fel bune. Ok, niște gun powder și string și spider ăsta e bun. Și din nou smithing template-uri și aici a fost cam gherlă. Aici a fost cam, cam mare gherlă. Asta, dar măcar avem, avem niște seduluri din nou și am făcut rost și de încă câteva TNT-uri. Acum, hai să luăm cămila asta noastră frumoasă care nu știu pe unde e, ar trebui să fie pe aici prin centru, măcar asta să stea pe acasă dacă a mea s-a dus gen să se plimbe ok, hai să vedem, uite aici uite aici că miruța noastră, perfect vină cu mine, te rog uh, o să pun sedelul pe tine și o să vreau să mergem în satul celălalt de unde eu am venit adică mai exact din partea aia totuși stai să văd ce e aici Ok, cred că e doar un turn de control și atât. A, două emeralde, super. Nu avem emeralde. Deloc. Și acum am două emeralde. Deci e foarte tare. Dacă mă arunc de aici, ar putea să mor, așa că hai să nu facem MLG-uri de-astea nebune pe aici. Ok, o să vreau să mergem uh, acasă. Păi și asta plecam să moară, Bibi. O, unde tot vă duceți, mă, vere, mă? O să vreau să mergem acasă. Și să încercăm să obținem noi o găleată de lavă, așa avea eu nevoie, pentru că vreau să facem portalul spre nether. Am nevoie de uh, acele, acele ochiuri care să mă ducă la, la, la dragon, da. Uh, adică am nevoie de eye uh, offender, practic. Cam de asta și avea eu nevoie și de asta o să încerc să fac rost. Ok, văd că avem lava aici lângă noi și avem și apă super tare, ce înseamnă că putem face portalul pre-neder. Dar întâi și întâi de toate vreau eu să-mi găsesc Camila. Camila cealaltă, care nu știu unde e. Eu să presupun că nu o să pot să intru cu asta în casă, evit. A, uite aici, mă. A, super tare. Păi și nu fac eu, mă, aici o, șusto treabă de vă bag pe amândouă aici, gen? Dar nu e bine că vreau să mă oprim cu ele și vreau să le las pe și prin sat. Ca o să le las aici. De ce sunt toți villagerii la mine în până asta? Oh my god. Doamne, cât sunt incredibil. În fine. Nici nu, nu o să stau să-i bag în seama acum pe toți, că ar semna să bag în seama toți nebuni și eu o să murim băgăm în ce dacă bagăm în toți nebuni. O să lăsăm astea aici. La fel și smithing template-urile astea care sunt foarte multe la număr deja. Lăsăm și astea, lăsăm și emeraldele, avem și TNT-uri în acest moment și acest minunat stone Cutter pe care o să-l pun eu acolo frumos. Bun, o să-mi păstrez astea, mi-am făcut și scut. Avem și bucăți de fier. Multe. Ok, o să fac uh, două găleți. Super și o să vreau să facem portalul. Portal care aș vrea eu să vină... Uh... Nu știu unde să-l pun, să fiu sincer cu voi, portalul ăsta. Cred că o să-l băgăm aici, cumva. Bine, facem aici așa o săpătură. Mai băgăm și aici în spate. Și atunci, dacă spargem noi astea două blocuri, vine aici, aici. A, un, doi, trei, patru. Ok, cinci, șase, super. De aici să mai vină... Uh, să vină blocul de, de, lavă cu, cu o găleată de apă. Hai să vedem dacă ne ia să schema asta noastră. Uite, o să iau apă de aici și o să luăm lavă din partea aia. De pe aici, de pe undeva. Uite, aici am văzut la costa, ok. Și atunci, uh, cred că putem, uh, putem merge în nether. Bine, ne trebuie și o bucată de gravel. O bucată de gravel pe care eu nu o am. Dar o să încerc să fac rost de ea de pe undeva de pe aici. Poate găsim pe aici prin apă, vorbucată bucată de gravel. I guess. Ar trebui să, să fie, că de obicei prin apă găsești bucăți de gravel și atunci o să sparg și eu o bucată și să mă duc în, în mine acasă, gen. uite aici. Forț. Super. Și bucata asta o spargem până primim flint și după ce am primit un flint, uh, aprindem portanul și mergem în netherino. Să vedem cum e, cum e spawn acolo în Nether. sunt chiar, chiar curios, numai bine pot să mă și culc. Super, hai să vedem dacă facem noi o schemă de acest gen aici. Punem acolo asta și să punem asta, s-a făcut lavă. Perfect! Super tare. Și acum va trebui să sparg Locul ăsta de flint până când o să-mi pice flinta în stil. Din... Adică, mă rog, să sparg nivelul ăsta până îmi dă flint, ca să pot să fac flint în stil. Asta voiam să zic din prima, dar nu mi-a ieșit. <laughs> ok. Probabil o să dureze mult, dar... Ok, în sfârșit. Bun. Uh, o să vreau eu să-mi iau cu mine totuși, o să iau merele astea două cu mine. Ca să fiu eu sigur că... O să păstrez bachetul ăsta. N-am neapărat nevoie de... De flint, dar... Uh... De, de, de flint și eu de nisipul ăsta cu mine, dar o să le iau și pe el. Super. și chiar și-o să încerc să blochez cumva să nu meargă nebuni ăștia în nether, că... îi văd în stare, sincer să fiu cu voi, așa că ar trebui să fac o... o schemă de genul ăsta. Iau asta și fac două uși de-astea. Super. Pentru că astea știu că nu se pot deschide și nu o să să le deschidă. Și dacă eu nu o să le uit deschise, ei nu o să le deschidă, ceea ce e foarte bine. Bun. Mergem în Nether. Holy moly, guacamole. Ok. Ok, băi, actually, nu avem cel mai rău spawn. Dacă, dacă stau să mă uit, îmi trebuia ceva de gold pe mine și nu am. Dar, mă rog, o să mergem înapoi și o să facem. Rost de ceva de gold să punem pe noi. O să iau astea de aici. Magma-urile astea încurcă destul de tare. Ok, mergem înapoi. Și vreau să ne facem noi ceva de gold, nu știu, botoșii. Sunt cei mai chip de făcut. Ok, și atunci o să ne punem botoșii pe noi ca să nu se ia nebunia de noi, știți ce zic? Că așa o să se, o să se lege de faptul că nu avem nimic de gold o să vină după noi. Așa, dacă văd că am ceva de gold, mă lasă în pace, că o să zic că sunt de-al lor. Ceea ce e total fals, că eu n-am nicio treabă cu ei. Chiar îi urăsc, dar ei nu o să știe acest lucru. E foarte, foarte bine așa. Bun. Hai să o luăm, să-mi fac eu o scară pe aici. Să putem urca pe aici pe sus, gen. Ok, uite, o să facem așa și urcăm pe aici. Opac. Super. Ok, și de pe aici escaladăm. Totuși o să vreau eu să fac o poză la coordonate. Este un ziua 8 și deja suntem în Nethergen. Destul de bine, zic eu. Chiar destul de bine pentru o serie de, de hardcore. Bun, acum ce mă interesează pe mine este un fortress care... Nu știu pe la ce distanță se găsește. Sau pe unde se găsește, dar ăla m-ar interesa. În momentul de față totodată trebuie să faci și endermeni, dar... A. Ah. am găsit fortress. Da, bun. Păi în cazul ăsta e bine. E bine, am, am, găsit ce mă interesa Stați un pic că... Stați un pic că nu e chiar așa aici. Aici se produc, se produc nivele în partea asta. Bun, păi am găsit ce mă interesa. Stați un pic. O să-mi pun scutul. Să-mi pun și astea aici. Ar trebui să mai fac eu o sabie de pe acum. Încerc să fiu cu voi, pentru că sabia asta de oameni eu o să mă lase. Că ce vreau fac ăștia mici? Ok, sabia de oameni eu o să mă lase și atunci o să mai fac una rapid, preventiv, să fie aici, în inventar. Super. Bun, asta o să le iau cu mine pentru... În orice care să fie acolo. Ok. O să mă arunc aici jos Deja am văzut un schelet Wow Foarte tare Și atunci eu am nevoie de blazuri acum Asta este ceea ce Caut eu în acest moment Blazuri Bine și cufere la adică Ok, uite aici un blaze Da, wow mi am dus încolo nici nu mai am nicio șansă să-l bat Okay. Mai bine putem să și explorăm fortress-ul ăsta dacă tot suntem pe aici, dar uh, depinde în ce, în ce măsură explorăm. Bă, nu refuz să cred că eu până acum n -am, nu -am, am bătut cu nimeni în afară de aia în mea, gen. Și eu aia nu îți dau XP în pui mei. Așa că eu încă bara mea de XP e goală și suntem în episodul 2. Gen, eu n-am XP. <laughs> Să jucați o pasta gen. da mare bucată. Oh, nu, 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 stați un pic. Stați un pic că nu e bine. Nu -i bine, mi-a dat mare bucată blaze ăla. Ok. Ok. Haide de băi. Super. Bun. Ne retragem un pic. Nu o să stau să adun foarte, foarte multe bucăți. Nu știu, avem 4. Să zic că adun vreo 16, poate îmi trebuie și la portal, gen niște ai ofendere. Ok, uite-l și pe ăsta aici. Ok. Super. Bun, avem 6 bucăți. Foarte bine. Uh, sper să nu dau de Wither scheletoni, pentru că s-ar putea să mă... s să mă rupă în două scheletoni. Nu pot să cred că s-a dus acolo, ok, cred că ar trebui să aștept să vină din... partea asta din nou. Hmm. O să mai vină de -acolo, de acolo prea curând, gen. Oh, my god. Bă, măcar am 6 bucăți pentru moment. Vai de viața mea, sunt 3. Hai să aștept să mai dă 2. Oh, my god. Ok, hai că am fugit un pic Ok, și mor și tu Super, hai că am curățat, băi, ești nebun Wow, ăștia m-au -au panicat o țără aici M-au panicat un pic Ok, avem 12 bucăți Momentul de față O să-i las pe toți să dea Super Super nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Ok, huh, hai că am scăpat. Am băgat un măr. Am băgat un măr, sunt bine, sunt bine, sunt bine. Ok, am scăpat. Nice. Ok. Ok, am scăpat și avem 14 bucăți. În acest moment. Așa tu până la 20, da? Mm, mm, Multă, foarte multă adrenalina pe aici. Pentru 20 de bucăți, sincer. Wow, 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 wow. Super. <sus> oh, uleu. Ai gust doi aici. <laughs> Ai de viața mea. Ok. Avem uh, 16 pe bucăți. Băi, mai bat pe ăștia doi câte îmi dau, îmi dau. Pe am mă, măcar și eu de aici, ceață. Super. Și mi chiar stai că s-au mai venit între timp. Oh my god Wow, i-a doi nu mi-au dat nimic Păi atunci să-l fac și pe ăsta victimă gen Ok, nici ăsta nu mi-a dat nimic Înseamnă că ăsta înseamnă că ăsta este semn să plecăm chat Nu știu dacă, mă rog, ar merge explora foarte ăsta Și văzut unde sunt și cuferele Dar, să fiu sincer cu voi Eu mi-am atins scopul Acum a că găsesc eu cufere, că nu e mai puțin important, nici prea mă interesează, sincer. Atât de mult pe mine mă interesa să-mi găsesc să găsesc astea, cum le zice blaze rodurile astea, mă rog, blaze powder acum, că nu mai sunt blaze roduri, dar au fost blaze roduri cândva și astea m-a interesat să le găsesc că eu la acolo și eu nu pot să trec, că am la aici, Ok, lavă care ia foc, dar... ok, am trecut. Um, hai să... Uau, wow, uite, îl pus aici. Uh, uite și un cufăr. Nice. <gasps> Ribar trim. Băi, ești nebun. Smiting template. Wow, ce tare. Ok. Ok, ok, nice, 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 nice. Foarte bine, foarte bine. O să dau swap la asta pentru că mi să nu rămân fără. O să mai fac rapid și un scut dacă tu stai aici cu voi chat. Mai facem un scut să fim pregătiți în caz că ăsta se sparge. Să mai avem un rapid pac acolo, doar l-am pus și aia a fost. Ok, Netherworld, da, e bun, e bun netherworld -ul. O să luăm și pe staff, facem poțiuni. Multe, multe poțiuni, multe șmecherii de poțiuni. Uite, încă un cufăr, două sederuri. Hm, not great, not terrible. E bine totuși că am descoperit pe aici și putem să explorăm, gen... Asta așa, cât de cât. Fortress-ul ăsta. Uh, e cu palpitații, oricum, aici. E cu palpitații cu nebunii, că eu n-am armură, dar eu am venit totuși în... Am venit în Fortress, gen. Deci eu n-am armură să vin în Fortress, dar am venit. Ok, uite și un... Display de Gold. destul de bun și sta. avem și Souls and Valley aici e mare foarte ăsta, vreți să vă mint? chiar măricel, băi chiar măricel, măricel fortul ăsta, dar nu um, n-am găsit niciun Wither Skeleton până acum Ceea ce mă bucură, nu zic nu, că nu sunt pregătit fizic să mă bat cu un Wither Skeleton și pe aici mi-e frică să nu dau de vrun. zic sincer Ok, pe aici urcăm înapoi într-o altă parte. E foarte mare fortresul ăsta. pe acolo pentru o altă parte. Eu acum mai caut cufere în caz că vă întrebați ce fac, gen. Aia fac eu. Acum mai caut niște cufere. Nu deci, știu dacă ar trebui să-mi păstrez un blazer de ăsta, poate și pentru... De fapt nu stai, că la puțin tot ăsta se folosește. Hmm. Hai că poate nu mai păstrez deci un blazer, ci le fac pe toate și aia. Uh, bun, netherward asta cred că am destul acum. Nu cred că o să mai trebuiască, sincer, prea curând. Un alt netherward. Aș vrea să iau o daia de, de, de oase de gen. Bun, și atunci dacă mi s-a terminat și treaba e... Ai... what the fuck? voi -ați, ați văzut că nu mi-au luat damage gen? Vreau ca nu un pic. Ok. Voi ați văzut că nu mi-am luat damage chat? Când am sărit de sus? Gen, nu știu ce am făcut, dar nu mi-am luat damage de deloc. O să iau și niște soul sand ăsta să fie acasă. Că nu știi niciodată la ce ai nevoie de niște soul sand. Așa și o să vreau să iau oasele astea. Cât de multe pot eu să iau de aici? Cred că chiar pe toate o să le iau. Că... Sunt foarte bune bomb blocurile astea. E foarte utile chiar. Nu la construit sau ceva, utile în general, că ai nevoie de oase pentru, nu știu, când vrei să crești anumite lucruri sau să faci ceva și trebuie oase și n-ai oase. Așa, uite, dacă tot, sunt, dacă tot am venit acum până ne, dar cu alte scopuri cei drept nu să iau oase, dar dacă tot sunt aici o să iau și oasele astea. Ok, super. Perfect. Bun, și acum all the way up înapoi acasă. Nu prea știu eu pe unde. Să iau eu înapoi acasă. O să trebuiască să ne batem și cu Endermen. Dar aia o pot face și în Overworld. Nu e neaparat să fiu un Nether ca să mă bat cu ei. Uh, totuși o să... O să mă pun să caut eu acum cum ajung acasă și după aia revin cu voi când, când am ajuns. Ca să nu vă țin aici, ok, asta este o luptă tragică. Ok, aici am făcut cumva și am ajuns. Am, am reușit să ajung acasă, mă rog, acasă, aproape acasă, am ajuns la portal și de, ideea de aici nu mai e mult. Aici intrăm în portal și ajungem acasă la noi, gen. Uf, uh, ok. Băi, am supraviețuit unei aventuri, cum să vă zic, aventură, aventură de aventură, să moară Bibi, că Chiar că să mergi nether din al doilea episod în condițiile în care noi n-am fost echipați de nether, gen... A fost, a fost ceva superb. Chiar foarte, foarte... Miraculos, aș putea spune. Bun. Lăsăm și noi astea pe aici, itemele ce nu ne trebuiesc în momentul de față. Mai exact, o foarte bună, mare parte din ele, gen. Ok. Armura asta de gold o dăm jos că nu ne trebuie acum. O punem pe noi doar când când plecăm și cred eu că în episodul următor o să mergem în end și o să batem dragonașul ăla șmecher, dar să vedem pentru că mai avem mai avem nevoie de Ender Pearl uri cam, cam asta ar fi. Cam asta ar fi. treaba, ne mai trebuie Ender Pearls și după aceea putem pleca în expediția. Mai sper că v-a plăcut acest episod, un episod palpitant de-a dreptul, am fost în Nether, am făcut o groază de, de nebunii, am mai adus-o că mi lansat și cred că ne-am mișcat foarte, foarte bine și pentru acest episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, danie.vtas, canalul secundar în descriere unde postăm FIFA și, desigur, să ne auzim bine la următorul videoclip. Bye, bye!